Noi acolo avem 33,84 hectare pădure. E vorba de o pădure bătrână, dar ei acolo, lângă pădure și în pădure, au un maial, o fel de serpare de asta câmpeneasă, care vine cu mulți ani în urmă, probabil să va mai duce în continuare, și e cer. Ca să ne dea pădure nouă la Uniune în altă parte, în suprafață și de valoare asta, dacă vă va ajunge și veți fi de acord, adunarea generală, să va face sigur un raport de expertiză valorică, să ne dea pădure în altă parte, pentru ca ei să-și poată gestiona această suprafață de pădure cu festivalul lor pe care îl fac și să o taie sau să nu o taie și să... Vă rog. Legea fondului funciar nu permite pădurile să le schimbi decât terenul. Dar pădure, unii ai avut-o ei, dacă te dai judecată și fii recuperit, fac băgea și eu, dar terenul prin lege nu poți să iei pădure în altă parte. Noi am luat-o asta conform legii fondului funciar, e a noastră, a Uniunii. Deci să poate face un schimb cu... Deci nu i-am plasat în locul X, o punem în alt loc. Deci cine este pentru ca să se facă acest schimb de pădure? Pentru, bineînțeles, pentru că nu mă obiect să vă spun. Nu are un act, da. Aceasta e schimb, presupune niște costuri cu expertizele și cu toate, eu cred că le va suporta Consiliul Local din și eu. Pentru că ei cer să rămână... Da. Suportăm noi. Și atunci eu vă propun să amânăm această... Vă rog, domnul. Primăria Covure și eu, dacă locația nouă iese sau nu este bună, dacă corespunde pentru interesele noastre privind exploatarea sau nu. Eu propun, mă rog, ca acest punct să fie amânat. Și eu propun să-l amânăm. Este aici și domnul primar. Și eu pregătim documente. Justificare serioasă. Eu zic că ar trebui dat un aviz de principiu. Da. Pentru treaba asta. Da. Ca să se pot deci, face de mers. Ne dați un aviz de principiu, sunteți de acord să facem demersurile și să vi reprezentăm în adunarea generală extraordinară din toamnă? Cine este pentru? Trebuie să facem alte demersuri. Deci avem un aviz de principiu. Iar, măi, penalule, nu ridicam.